Cei mei și-au ales președintele în persoana lui Gabriel Niță și birou de conducere. Sper să formeze un grup la fel de unit ca cel dinainte. Începutul este promițător. Văd că la acțiunile săptămânale, când se organizează training-uri legate de zona online, participă mulți tineri, ceea ce este un lucru foarte bun. Am mai spus-o și la alegeri pentru conducerea organizației femei. A existat o lungă perioadă de timp în care nu este ușor să o spun. Această organizație nu prea există. Au promis că lucrurile se vor schimba, văd că noul birou se întâlnește des și deja încep să organizeze activități. Mă bucur, îmi doresc revitalizarea organizației femei. Vă apreciem în continuare și, ca dovadă, așa cum o facem în fiecare an, marți, pe 28 februarie, vă invităm la sediul partidului ca să vă și demonstrăm. Ținând cont că a doua zi este în primar.